Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi, aici în studioul Capital TV. Invitatul nostru de astăzi este domnul deputat Lucian Haiuș, deputat PNL de Hunedoara. Bună ziua, domnule deputat, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, bine v-am găsit. Aș dori în această perioadă de campanie electorală să fac o mică pauză la Fotoliul cu Ghimpi și să vorbim și despre ceea ce se întâmplă în țară din punct de vedere parlamentar. Așadar, unul dintre subiectele fierbinți de actualitate cred că ar fi moțiunea de cenzură care s-a citit și a ieșit ce a ieșit. Ce ar putea să ne spună deputatul PNL de Hunedoara, Lucian Haiuș, despre această moțiune de cenzură? Da, într-adevăr, săptămâna trecută, chiar azi este o săptămână de când PSD-ul, din punctul meu de vedere, a avut un mare eșec. Această moțiune de cenzură a fost foarte mult trâmbițată, foarte mult mediatizată de către domnul Ciolacu și de către PSD. Eu am spus-o de nenumărate ori, cred că și la dumneavoastră, în studio, că de fapt rolul acestei moțiuni a fost unul singur. Ea urma să fie dezbătută și PSD-ul spera ca să fie și votată și guvernul liberal să cadă ca urmare acestei moțiuni de cenzură în plină campanie electorală. Noi suntem deja după o săptămână de campanie pentru alegerile locale. Da. Niște alegeri care au un cu totul și cu totul alt specific. Pentru că aici fiecare comunitate își alege primarul, consilierii locali și practic nu este o campanie națională, ci este formată din câteva mii de campanii locale. Dar PSD-ul credeau că prin doborârea guvernului, în plină campanie electorală, fără să țină cont de situația dramatică care este în România astăzi, vorbim de o criză sanitară prin care trecem, deja cred că avem peste o lună în care în fiecare zi sunt mii de oameni care sunt depistați pozitiv cu acest nou coronavirus. Vorbim de o criză economică care ne-a lovit din plin și pe noi și este o criză economică la nivel mondial. Mulți specialiști în domeniul economic al finanțelor estimează că va fi cea mai mare criză din ultimii 150 de ani, practic când se fac măsurători cumva știute pe acest domeniu. PSD-ul doar pentru niște voturi era în stare să arunce România și într-o criză politică, pentru că căderea unui guvern implicit crea o criză politică intrându-se în acea procedură stabilită de Constituție prin care președintele ar fi chemat din nou partidele politice la consultări, trebuia desemnat un nou prim-ministru, formarea unui nou guvern, aprobarea sau căderea noului guvern în Parlament. Deci un lucru care ar fi creat României niște probleme suplimentare. Din fericire pentru România, și aici nu vorbesc ca și reprezentant al Partidului Național Liberal, ci efectiv ca un om care trăiesc în această țară și sunt conștient de problemele care sunt astăzi în România, nu au reușit nici măcar să intre cu moțiunea în dezbatere pentru că nu s-a putut asigura acel cvorum. Deci, practic, nu au fost în stare PSD-ul și cu partidele care au susținut această moțiune, respectiv ALDE și Pro-România, să strângă numărul suficient de parlamentari ca moțiunea să intre în dezbatere și ulterior la vot. Au amânat undeva în jur de 3 ore data de la ora de fapt de începerea ședinței, făcând niște eforturi disperate să convingă pe parlamentari de pe la alte partide, să-și aducă proprii parlamentari la mai vot. Mai țipau pe voluri, unul după altul. Da, a fost un scandal întreg. Noi, Partidul Național Liberal, a luat decizia ca să nu intre, să nu girăm prin prezența noastră această mascaradă și s-au făcut încă o dată de râs. Nu știu dacă mai era nevoie ca PSD-ul încă o dată să-și dea cu stângul în dreptul, lucru pe care îl fac, din păcate, în ultimii 4 ani, dar au reușit încă o dată să se facă de râs, nereușind să-și asigure măcar acel elementar număr de parlamentari care să le dea voie să se dezbată moțiunea la vot
era o altă discuție, probabil că nu ar fi avut, sigur n-ar fi avut și nici numărul de parlamentari necesari, respectiv 233 de parlamentari care să voteze, în sală fiind undeva în jur de vreo 220, care când s-a făcut apel nominal, niciodată nu s-a întâmplat asemenea lucru, sau foarte rar, se strige ca la catalog, prezent, nu sunt. Deci oricum un lucru care pe mine ca om la primul mandat, chiar dacă am părul alb, sunt la primul mandat de deputat, mi-a dovedit încă o dată cât de jos a ajuns actualul Parlament din România, cât de jos este clasa politică, modul în care majoritatea oamenilor și în special PSD-ul gândesc strict într-o logică electorală. Mărim pensii ca să cumpărăm voturile pensionarilor. Mărim alocații să cumpărăm voturile mămicilor. Asfaltăm drumuri în plină campanie, când nu le-am făcut în 4 ani, ca să cumpărăm voturile celor de pe ulița sau pe strada respectivă. Dăm jos un guvern, că vezi, Doamne, poate o parte din populație spune, vai, PSD-ul revine, de frică să-i votăm pe ei. Nu acest lucru m-am așteptat eu să găsesc în politică. Nu acest gen de oameni m-am așteptat eu să-i găsesc în Parlamentul României. Dar, din păcate, asta am văzut în acești 4 ani. Bun. Dumneavoastră spuneți că PSD-ul și-a dorit să cadă guvernul. Eu, în ultima vreme, chiar am dubii mari în ceea ce privește acest lucru. Și, așa cum am spus într-o altă emisiune pe care dumneavoastră nu cred că ați văzut-o, am lansat un scenariu la un moment dat, era chiar înainte de Congresul PSD. Și am spus așa, Ciolacu trâmbițează această moțiune de cenzură tocmai pentru a-și asigura lui o imagine și a venit cu ceva în fața PSD-ului la Congresul PSD, că vezi, Doamne, pe de altă parte, în plină pandemie, cu bani puțin pe la buget, nu cred că PSD-ul își dorea cu adevărat ca acest guvern să cadă. Ba da, Bun, este părerea dumneavoastră, este scenariul dumneavoastră, parțial aveți dreptate, într-adevăr, având loc un congres în care se discuta funcția de președinte al Partidului Social Democrat, Ciolacu a vrut să-și arate cumva mușchii, folosim o expresie așa neacademică, să arate că are forță, pentru că PSD-ul întotdeauna a fost condus cumva de un jupân. Ei sunt obișnuiți ca să aibă un tătuc acolo care să fie în fruntea lor. Din păcate, tătucul Ciolacu s-a desumflat foarte repede, la câteva zile, 3 zile după ce a fost ales președinte, a suferit primul eșec, pentru că moțiunea care a fost depusă n-a putut să mai fie votată. Dar credeți-mă, ei chiar își doreau ca moțiunea să treacă și guvernul să fie demis și vă dau cel mai, nu știu, avem proba cea mai clară. Parlamentarii PSD din județul Hunedoara, în frunte cu domnul Laurențiu Nistor, și-au postat cu vreo oră înainte de tentativa de începere a ședinței pe Facebook-urile dumnealor, cum erau toți prezenți în sală, făceau semnul victoriei, arătau că sunt ei de puternici și că vor dobori guvernul liberal. Nu cred că domnul Nistor, care este vicepreședinte la nivel național, să fie chiar așa de naiv. Nu m-ar mira, dar totuși nu cred. Chiar și-au dorit să treacă această moțiune, s-a dovedit că nu pot, nu sunt în stare să coaguleze. Și mai mult de atâta, acest joc meschin al lor, cu moțiunea de cenzură și cu aruncarea României într-o altă criză, pe lângă cele care ne-au lovit din plin și care foarte greu și care vor lăsa urme adânci în economia României, nu ne mai trebuia decât o criză politică în condițiile în care peste 3 săptămâni votăm primarii, președinții de consilii județene și peste 2 luni jumate vom vota reprezentanții în Parlament. Deci, practic, oricum, în 6 decembrie sunt alegerile parlamentare, undeva în 15 decembrie știm deja noul guvern. Pentru ce să mai dărim un guvern astăzi, cu 2 luni jumate înainte de alegerile parlamentare, decât dacă ai un singur scop, acel scop electoral. De a da un mesaj către alegători că tot PSD-ul sunt cei mai puternici. Și nu le-a lipsit mult, le-a lipsit vreo 7 voturi. 7 parlamentari și puteau să ajungă cel puțin la dezbatere. Nu știm ce ieșea la vot. Dar pentru România, credeți-mă că a fost mai bine așa.
nu suntem foarte încântați noi și foarte fericiți prin momentele prin care le trecem astăzi ca și guvern. Imaginați-vă, am preluat o guvernare a României după 3 ani în care a fost un dezastru. Cu Dăncilă, cu Tudose, cu Grindeanu, prim-ministri, 2 din 3 demiși chiar de propriul partid, prin moțiuni de cenzură, cu ordonanța 13 prin care s-a încercat schimbarea întregului sistem de justiție din România, cu o Românie care pe piețele internaționale era văzută cumva ca o țară care se îndreaptă spre o dictatură a unui partid, o Românie care era cumva împinsă de Dragnea în afara Uniunii Europene doar ca să scape el de pușcărie. Ai preluat-o anul trecut în noiembrie guvernarea, mai avem vreo lună de zile și o lună jumate și se împlinește un an, un an extraordinar de greu pentru noi Partidul Național Liberal. A început cu o secetă în această iarnă și în această primăvară, o secetă care a creat un dezastru în agricultură. Au venit această pandemie la nivel mondial care a lovit din plin pe toți dintre noi, eu fiind unul din cei care am și trecut prin această boală. Da, știm. Au venit după aceea inundațiile. A venit criza economică care era, se estima că va veni pentru tot ce se întâmplă la nivel european și la nivel mondial. Sunt 2 ture de alegeri care întotdeauna alegerile dau peste cap orice logică normală în România, pentru că cel puțin PSD-ul așa a fost învățat în 30 de ani, când vin alegerile să înceapă cu acele pomene electorale, cu acele beneficii pe care le dau fără să aibă niciun fundament decât, domnule, să dăm. Hai să dăm ca să ne voteze oamenii. Mai pica și guvernul și să intra într-o altă logică de stabilire a unui nou guvern, nu cred că ar fi fost un lucru bun pentru noi toți vorbim. Am înțeles. Păi să dăm, să facem. Moțiunea a căzut, dar am înțeles că săptămâna viitoare se va dezbate sau va începe dezbaterea în Senat a unei ordonanțe de urgență, zic bine, privind rectificarea bugetară. Nu, am înțeles că deja există discuții, chiar dacă ea n-a intrat la dezbaterea în Senat, pe urmă va fi trimisă la Camera Deputaților, care e foarte decizional. Deja există discuții pe seama acestei ordonanțe. Da, într-adevăr, chiar înainte de a intra dumneavoastră în emisiune, discutam cu niște colegi senatori și cumva erau supărați pentru că PSD-ul nu n-a înțeles. Continuă același mod de a face politică. În urmă cu circa o lună de zile s-a făcut rectificarea bugetară, care întotdeauna se face prin ordonanță de urgență. Ordonanța de urgență a intrat și trebuie să fie aprobată printr-o lege. PSD-ul a în Senat, care nu este forul decizional, deja a mutilat jumătate din acea ordonanță. Cum adică? A venit cu modificări care nu erau prevăzute, fără să asigure sursele de finanțare. Forțează în continuare aceeași chestie cu 40% mărirea pensiilor, când toți specialiștii nu am întâlnit în ultimele 6 luni un economist, fie că este de stânga, social-democrat, fie că este de pe partea dreaptă, care să nu spună același lucru. Nu se pot mări cu 40% pensiile. Nu se poate. Aia înseamnă, practic, falimentarea României anul viitor în martie, să nu mai avem bani pentru nimic. PSD-ul în continuare o ține langa pe a lor. Inclusiv, repet, când viceguvernatorul Băncii Naționale, Florin Georgescu, fost ministru de finanțe al PSD-ului, când mari specialiști, domnul Coșa, un economist de stânga, recunoscut, pus de PSD în Consiliul de Supraveghere la, cred că la Transelectrica, spune același lucru, nu se pot, este o eroare economică însemnând prăbușirea economiei. Ei țin în continuare majorarea cu 40%, doar pentru că sunt alegeri. De ce nu l-au majorat acum azi 2 ani cu 40% când s-a dat legea? Nu, au dat-o intenționat cu 1 septembrie pentru că știau că urmează legile locale și legile parlamentare. Acesta este cinismul și un mod de a face politică care ar trebui cu acest an, cu aceste alegeri, să înceteze. Nu cred că românii astăzi se mai pot lăsa cumpărați cu 100 de lei, cum striga și Ceaușescu de la balcon. Vă măresc salariul cu 100 de lei.
dragi pensionari, vă măresc pensiile cu 500 de lei, cu 400 de lei, dar votați-ne. Da, 40% înseamnă destul de mult pentru unii. Păi înseamnă enorm, înseamnă undeva în jur de 4 miliarde, 5 miliarde de euro pe an. Bani pe care nu-i ai în condițiile în care totul scade. Gândiți-vă, păi, gândiți-vă... din pensiunea simțită. Da, noi am încercat, știți prea bine, Partidul Național Liberal a încercat prima dată tăierea, anularea pensiilor, a fost atacată la Curtea Constituțională, care este controlată de PSD. Ne place, nu ne place, 6 din 9 sunt numiți de PSD în Curtea Constituțională. A fost respinsă. Am venit cu varianta care eu am spus-o de la început. Haideți să le impozităm. Nu, eu nu pot. A fost atacată, ascultați-mă, s-a aprobat în Parlament impozitarea lor. Toată lumea a fost foarte fericiți. Știți cât a durat? 18 ore. Până Renate Weber, avocatul poporului, atenție, avocatul poporului, nu știu care popor, a atacat la Curtea Constituțională impozitarea pensiilor. Cine a pus-o pe Renate Weber, avocatul poporului în România? PSD și ALDE. Ei au votat-o. Păi nu spuneți mine că i-a atacat fără să aibă acordul PSD-ului. Păi bun, ar fi beneficiat și ea, adică beneficiază și ea oricum de această lege. Mai mult de atât, că este cumva poate într-un conflict major de interese. Dar nu trebuia să o atace și astăzi aveam impozitate. Bun, suma nu este atâta. Să fim cinstiți. Prin impozitarea pensiei trebuie să fim corecți. Să economisesc undeva în jur de 400 de milioane de euro pe an. Bani mulți. Bani mulți. Banii ăștia puteai să-i duci numai în învățământ, de exemplu. De la 400 de milioane de euro până la 5 miliarde de euro, cât însemna creșterea cu 40%, e drum lung. Dar impozitarea pensiilor speciale, acelor pensii, să zicem, păi nesimțite, da, poate aveam bani de alocații. Era foarte important. Era foarte important. Deci poate aveam bani de alocații dublate. Așa. Cam jumătate din creșterea, din dublarea alocației, se putea acoperi cu ei. Dar mai mult de atât, era un lucru de normalitate, de moralitate. Este moral ca un pensionar să aibă 700 de milioane pensie, să aibă 400 de milioane pensie, dar când el avea salariul, deci 100. Ce să facă cu ei. Nu știu, când ai bani poți să faci ce vrei, nu știu, nu-i treaba mea cum îi cheltuiește el. Eu spun că nu este moral ce ai să ai asemenea bani. Ce las pe umeri o viață întreagă ca să primești ația bani. Adică... Noi credem, și aici vorbim noi liberalii, credem că pensia trebuie să fie calculată pe baza contribuției pe care tu ai avut-o de-a lungul vieții la sistemul de pensie. Adică este un lucru așa de simplu și de bun simț. Și o să repetăm la infinit. Nu știu câți ne înțeleg, pentru că e greu să-i spui la un om, domnule, vine domnul Simion și spune că îți mai dă 10 milioane la pensie, vine Heiu și spune, domnule, nu-ți pot da 10, numai 2 milioane. Bineînțeles că dumneavoastră te-s mai simpatic decât mai mine simpatic, din start. Automat. Ca așa îi. Dar nu cred că pentru toți pensionarii. Cred că deja în România există o mare masă de pensionari care înțeleg lucrurile în adevăratul lor sens și în adevărata lor poziționare. Există pensionari care se gândesc și la copiii lor, care poate că sunt astăzi în șomaj, că firmele unde lucrau din cauza pandemiei s-au închis. Există poate pensionari care se gândesc și la nepoții lor, ce o să facă nepoții lor, că poate sunt pe băncile facultății și vor să lucreze și ei pe undeva. Există pensionari care știu că totuși salariul minim net în România e cât vreo 1200 de lei, la care se mai adaugă poate 200-300 niște bonuri de masă și merge acasă cu 1500 de lei un om care lucrează 8 ore pe zi. Corect. Poate că acolo și acolo mi-aș dori foarte mult ca în următorul mandat, dacă o să mai am încrederea hunedorenilor, o să mai câștig încrederea hunedorenilor, să mărim salariul minim din România. Dar mărirea lui nu să fie arbitrară că vrea un politician, ci să creez condițiile ca firmele să-și poată permite să plătească salarii mai bune. Doi angajați costă o firmă doar doi. Vreo 70 de milioane de lei. Destul de mult. Și ca să aibă banii ăștia firma aia... Da, de asta, deci noi ne dorim nu să dăm o lege și spunem domnul X mărește salariul, că decid eu. Da. Nu, să creez condițiile ca salariile să crească, ca oamenii să fie mai bine plătiți. Bun, acum revenind la pensie, poate ar trebui găsită și o soluție în care, nu știu, ceva cu punctul de pensie, cu alea, să nu fie pensie mai mică, de exemplu, de 1500 de lei în țară și atunci probabil că mulți ar fi mulțumiți. Noi discutam în urmă cu 2 minute de principiul contributivității.
Păi nu vă supărați, când pun, bun, da, adaptat la inflație, când pun o pensie, astea, când da, pun o pensie minimă, ea există o pensie minimă garantată, undeva pe la 740 da, ceva de lei. Da, să fie niște condiții, să fie îndeplinești da, păi haide să fim cinstiți. Dacă tu toată viața ta ai muncit doar poate 5 ani și ai plătit contribuție la pensie și restul că ai lucrat la negru, că n-ai avut chef să muncești, că ai stat cu burta la soare, nu știu, treaba ta ce ai făcut. Da, da. Păi cum să iei aceeași pensie minimă cu altul care a muncit 30 de ani sau 35 de ani sau 40 de ani sau 25 de ani? Corect este ca pensia să reflecte efectiv cât ai muncit tu și cât ai contribuit tu de-a lungul vieții. De ce unul care n-a muncit deloc și a preferat să stea acasă, nu știu de unde a câștigat bani, nu știu ce a mâncat, e problema lui, când ajunge la vârsta pensie, spune, domnule, dă-mi și mie că a stat pensie. Domnule, dar tu, și acum, atenție, deja vorbim de 30 de ani de la Revoluție, da? Deci, practic, oameni care aveau în 90, nu știu, 35 de ani, da, astăzi iasă la pensie. Deci, practic, ei au lucrat majoritatea perioadei lor de contribuție după Revoluție, da? Așa este. De ce să nu ai pensia exact raportat la cât ai muncit și la cât ai contribuit? Dacă ai muncit mult și ai plătit mult, să ai pensie mare. Dacă n-ai muncit și ai stat numai în birt și în crâjmă și ai băut și ai trăit din ajutorul minim garantat sau din ajutorul social sau din șomaj sau din habar n-am, să ai lucrat pe la negru două zile, mereai zilier, două zile dădeai cu coasa, patru zile să te ai în crâjmă, de ce să-ți dau ca stat pensie? Din banii cui? Din adică banii dumneavoastră și al alții care muncesc. Corect, aveți dreptate. Știți de ce mulți preferă să rămână în acel ajutor social? Eu am și eu scenariile mele, sunt curios părerea dumneavoastră. Mai câștigă niște bani suplimentari cu ziua pe unde mai corect, merg, da? Ajung la un anumit venit cărora, care le ajunge lor, zic ei că le ajunge pe lună, dar marele avantaj lor este că sunt asigurați din punct de vedere medical. Corect. Deci eu cred că mulți rămân în acest ajutor social datorită acestei asigurări medicale. Dumneavoastră stați în Parlamentul României. Poate că ați putea umbla puțin la chestia asta. Da, aici atunci cu... n-ați mai avea atât de mult... Vedeți, aici cu asigurările medicale e o discuție foarte, foarte complicată și vastă. Sunt două sisteme, cumva, la nivel mondial. Acel sistem anglo-saxon, anglo-american, în care... Dacă nu-ți plătești contribuția la sănătate, poți să fii bolnav, niciun spital nu te internează. Primul lucru, trebuie să te duci să pui cardul. Dacă ai cardul de asigurări plătit cu taxe la zi, te internezi, dacă nu poți să mori în fața spitalului, trece medicul pe lângă tine, nu se uită la tine. Și există al doilea sistem, cel european, care este cumva foarte social. Statul trebuie să aibă grijă de orice cetățean al lui, că plătește, că nu plătește, îi trebuie să-i asiguri o, nu știu, dreptul la sănătate e asigurat prin Constituție. România este o țară europeană. Poate că și eu, ca om de dreapta, ca liberal, când te gândești la Dumnezeu, când te gândești la un om, parcă nu poți să-l lași pe marginea drumului fără să duci să-i asiguri asistența medicală. Dacă te gândești strict economic, îți pui problema, domnule, probabil și eu sau dumneavoastră sau oricare altul care muncește să-ți bate, nu primește asistența medicală necesară pe banii pe care îi dă acolo, pentru că din banii dumneavoastră trebuie să asigurăm sănătate și la acel individ care stă în ajutorul social și poate mai lucrează o zi sau două așa pe la negru și restul stă în bir și bea. Aici e o dezbatere complicată și este într-adevăr o temă de reflexie foarte importantă pentru următorul mandat. Poate chiar dacă în România referendumul cumva a căzut într-o desuetudine, poate că ar trebui să fie făcut un referendum și aici este o temă serioasă. Ce model de sănătate, de asistență de sănătate ne dorim noi în România? Unul în care, într-adevăr, ai plătit o viață și n-ai fost poate bolnav niciodată și după 40 de ani de când ai plătit lună de lună, 10% cât plătești astăzi, ești bolnav și păi nu vrei să stai într-un salon 10 paturi, 2 într-un pat, nu vrei ca să-ți umble, doar să nu vrei să-ți intră, să-ți umble goangele nu știu pe unde, ci vrei să fii
să ți se asigure sănițele pe bani, pe baza banilor. Da, da, normale, lucruri nu spectaculoase, normale, dar da, normale, pe baza banilor pe care tu i-ai plătit. Și atunci cel care nu plătește niciodată, asta e viața. Până n-ai plătit toată viața, de ce din banii pe care alt vecin de-a tău i-a plătit să beneficiezi și tu, iar când vecinul respectiv are nevoie de ceva, el să fie și el săracul nu tratat cum ar merita să fie tratat, ci poate cu condiții mai slabe. Da, este o discuție foarte importantă și să știți că trebuie să devină o temă de dezbatere serioasă în viitorul Parlament. Un Parlament care eu sper de data asta să nu mai fie rușine să spun că sunt membru al lui. Vom vedea ce va fi după 6 decembrie. Din fericire și din nefericire, nu, din fericire și din nefericire, cetățenii României vor decide și în 6 decembrie și în 27 septembrie cine reprezintă cel mai bine, în cine au încredere și pe ce drum vor să meargă. Am mai parafrazat ce am mai spus, că fiecare popor, fiecare comunitate are conducătorul pe care îl merită. Da, pentru că și la lege. Nu. Asta este marele avantaj al democrației și marele dezavantaj. Că nu poți fura o țară întreagă. Nu se pune problemă. Eu pe lucrurile acestea eu nu cred. Nu cred. Mai sunt acum, dar... Sunt nesemnificative. Știi, e o vorbă. Nu pot ei fura cât putem noi vota sau cum e. Nu mai știu. Da, depinde, depinde cine o spus. Depinde cine o spune, da. Domnule deputat, puțin timp mai e începerea școlii. Începe, nu începe. Cum e? Merg copiii la școală, merg jumătate, când începe, cum începe? Bun, uite, prin intermediul dumneavoastră pot să fac chiar un anunț. Mâine în județul Hunedoara vom avea vizita doamnei vicepremier, doamna Raluca Turcan și a domnului ministru Marcel Boloș, ministrul fondurilor europene. Doamna Turcan coordonează ca vicepremier și partea de învățământ și o să avem o conferință de presă mâine în jurul orei 12:30 în care vom detalia și acest subiect, un subiect foarte important. Iar eu de această dată, la întrebarea dumneavoastră, sunt cumva așa într-o dublă ipostază. Și cea de părinte, fiica mea trebuie să înceapă clasa 10-a, și în postura de decident politic, ca și parlamentar. E clar că ceea ce s-a întâmplat în aceste 6 luni de zile nu a fost învățământul pe care eu mi-l doresc ca părinte. Este foarte greu să faci acest învățământ la distanță în sistem online. Și nu din simplu din motivul că nu ai acces la internet sau nu ai acces la tabletă sau nu ai acces la, nu știu, la orice altceva. În 95% din situații, să știți că cam peste tot, inclusiv la mine, la Balșa, este net, nu asta e o problemă. Copiii din România, sistemul educațional, profesorii din România nu sunt pregătiți pentru a face ore pe termen lung în acest sistem online. Pe de altă parte, nici eu ca părinte, și de data asta vorbesc ca părinte, nu sunt foarte confortabil și foarte liniștit când știu că de azi într-o săptămână va începe școala și fiica mea se va duce la liceu, în clasa 10, se va întâlni cu colegii, oricât i-aș pune acasă. Să stai cu masca, să nu vă îmbrățișați, să nu dați mâna, să păstrezi o distanță, să ai în buzunar un mic spray cu alcool ca să-ți dai pe mâini. Ei va fi foarte greu să respecte, pentru că sunt copii, toți am fost copii, și din spirit de frondă, și din neatenție, și din, nu știu, virtutea vârstei, foarte greu. Și atunci eu cred că acest sistem pe trepte, în funcție de gradul de îmbolnăviri și de cazuri care vor exista, pentru că vor exista, va începe școala undeva în 2 săptămâni, este imposibil, imposibil ca 1, 2, 5, 10 copii 2-3 profesori la nivelul României să nu se îmbolnăvească. Deci trebuie să fim realiști. Nu se poate să nu se întâmple acest lucru. Și atunci acel mecanism care a fost prezentat de guvern, prin care școlile sunt clasificate în funcție de numărul de îmbolnăviri dintr-o anumită zonă, eu cred că este destul de corect. Mi-aș fi dorit poate să se mai amâne cu vreo săptămână, două școala, să vedem cum evoluează sau să înceapă cumva mai întrept, nu știu. Nu 6 ore pe zi, poate 3 ore pe zi.
Dar a intrat într-o discuție ce faci cu... Sau șase... Nu, e foarte important, pentru că 6 ore un copil să stea cu masca pe figură nu o să stea. Poate dacă stătea 3 ore și împărțiai clasa în două. Atât de multe variante de lucru au existat. Venea partea cealaltă, bun, dar cum împarți, ce faci cu curicula? Adică copilul, nu știu, fiica mea pe clasa 10 trebuia să parcurgă anumite... Corect, materii, materii și... pe care trebuia să pregătească, să apropie bacalaureatul, mai sunt 2 ani. Era foarte greu să găsești cea mai bună soluție. Ne-am uitat foarte mult și la practica europeană. În final, nu trebuie noi să fim, eu m-am săturat de democrație originală, de economie originală, de politică originală. Știți, prin anii 90, cum tot ce era în România era ceva original, dar era de proastă calitate. Și nu făceam ce trebuie. Ne-am uitat... Cam toate țările din Europa încearcă un asemenea mecanism. Să se înceapă școala în condiții aproape de normalitate, cu păstrarea celor măsuri de siguranță, că ce vorbim? Vorbim de măsuri de siguranță la copii când, în plină campanie electorală, tot PSD-iștii văd și prin Facebook-ul când ei ar trebui să fie 6 persoane pe stradă, cum prevede legea, 50-60 umblă așa în haită să demonstreze că au putere sau că nu știu ce vor să demonstreze, nerespectând legea. Vedeți, aici iarăși apare un lucru. Noi, ca politicieni, de multe ori, noroc că nu fac parte din această categorie, spui una și faci alta. Nu, domnule, noi, ca politicieni, trebuie să fim un exemplu pentru populație. Nu poți să-i ceri la om să respecte, să aibă o anumită conduită și conduita ta să fie exact inversă. La fel și cu școala. Ce să înțeleagă un elev când vezi la televizor oameni politici care spun, domnule, nu cred în virus, nu cred în boală, ce mască, nu pot să respir dacă nu-mi pun masca, văd colegi parlamentari care nu sunt stare când merg să țin un amărât de discurs de 3 minute, nu poți să stai cu masca pe figură. Păi, medicul ăla, chirurg, care operează 5-6 ore, cum stă cu masca aia pe figură? Și tu 3 minute nu ești în stare să vorbești cu masca? Nu este în regulă. Dar deschiderea școlii este o mare problemă. Eu mă bucur că s-a luat decizia totuși de a începe și o să vedem. Nu e o rușine, din punctul meu de vedere, ca lucrurile să fie corectate din mers. Ca politician, eu cred că e o greșeală și un lucru și nu o să ții, să fii consecvent pe o greșeală, să nu recunoști că ai greșit și să încerci să corectezi un anumit lucru. Am înțeles. Domnul Hirsch, maxim 7 minute de emisiune mai avem. 2 întrebări aș mai avea pentru noastră. Prima se referă la activitatea noastră parlamentară. Cum considerați că a fost? Vă apropiați și noastră de finalul de mandat de deputat. Curând ne vom întâlni probabil în studioul ăsta în altă postură, cea de candidat. Să dea Dumnezeu, să ajungem acolo. Sănătoși să fim. Cum ați caracterizat noastră mandatul acesta de deputat? Ca și activitate parlamentară? Pe scurt. Bun, acum, dacă ar vorbi economistul din mine, ar trebui să vă spun... Sper să nu greșesc, așa că undeva am depus 87 de inițiative legislative, 26 au fost aprobate și promulgate, deci sunt deja legi, ai avut atâtea intervenții, atâtea moțiuni. Dar nu cred că politica poate să fie, sau activitatea ta ca politician poate să fie cuantificată prin asemenea cifre. Nici măcar prin numărul de luări de cuvânt, pentru că și acolo este o regulă parlamentară pe care am învățat-o și eu în prima lună când am ajuns acolo. Important este o lege, dacă o faci, să fie o lege bună, care să ajute oamenii și care să nu fie schimbată în timp. Iar eu mă bucur că am reușit, printr-un amendament, la o lege care prevedea doar pentru Valea Jiului niște facilități, să fie extinse inclusiv la municipiul Deva, că suntem astăzi în Deva, la Orăștie, la zona Bradului, Certești, Teluc. Și aici se referă la reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani la oamenii, la persoane care au locuit în aceste zone mai mult de 30 de ani. Este vorba de o poluare remanentă care a existat în municipiul Hunedoara, de asemenea, că și municipiul Hunedoara și Călanu a intrat în această zonă. Și știți că suntem aproximativ de aceeași vârstă, cum a arătat, de exemplu, municipiul Hunedoara în urmă cu 35 de ani, da, în care nu puteai să spui rufele pe balcon la uscat, pentru că se umplau de cenușe, de praful care era de la combinatul de la tot ce era acolo, de la furnale care lucrau.
oamenii care munceau în combinat aveau grupa 1 de lucru, grupa 2 și li se reducea vârsta medie de pensionare. Dar în aceste localități erau și alți oameni care nu lucrau în combinat, dar care erau expuși la acest factor de poluare, o poluare gravă. Știți, da, cum era? Era cenușiu totul. Da. Era orașul gri, cenușiu. Și aici ne referim, nu știu, un profesor, un medic, un vânzător, un chelner, un bucătar, un, nu știu, un zidar, un foarte multe alte meserii care nu aveau grupa 1 de muncă ca să beneficieze de o reducere la pensie, dar care au trăit acolo, cu acel praf inhalat zi de zi. Și am reușit greu, dar s-a aprobat ca acești oameni să beneficieze de o reducere a vârstei cu 2 ani de pensionare, un lucru care nu influențează, nu are un impact bugetar semnificativ, dar pentru un om simplu, și aici este culmea, și de multe mi-am pus această întrebare, cum Dumnezeu, un om, oricare dintre cei care ne ascultă astăzi, abia așteaptă să facă 65 de ani, 63 de ani în cazul femeilor. Sute de oameni m-au sunat să mă întrebe cum se calculează că vreau să iasă cât mai repede la pensie. Și un politician la 70 de ani nu vrea să iasă la pensie nici sub nicio formă. Eu vreau să să-l trimiteți pe Nistor la pensie neapărat. Eu nu vreau să-l teu. Eu pun un semn de întrebare. Eu n-am vrut să spun numele domnului Nistor. Păi, oare despre cine vorbesc? Domnul Nistor și alții. Cred, domnule, ai 70 de ani și tu vrei în continuare să ocupi funcții politice, să ocupi funcții administrative, când alt om care a muncit 35-40 de ani abia așteaptă, îmi mulțumește, îmi trimit mesaj, vedem de sănătate că putem să ieșim mai repede un pic la pensie, că așa suntem bolnavi. Eu fiu vână omul, na, ce să zic. Sunt niște lucruri care nu sunt firești, nu sunt normale. În viață trebuie să știi când să te oprești. În viață trebuie să știi când să dai bună ziua, când să dai bună seara. Am înțeles. Foarte pe scurt, câteva minuțele, două, trei, greva spontană de astăzi de la termocentrala Mintia. Cum comentați? Da, eu preferam, speram să nu mă întrebați, dar sunt fiind la fotoliu de cu ghimpi, da. Întotdeauna știu că întrebările noastre sunt foarte dure. Bun, am eu părerea mea despre Mintia, dar asta nu contează. Greva spontană. Haideți să spunem. Și știți că vă răspund la fel de cinstit. Eu cred că în spatele acestei greve se află tot liderii PSD-ului de județul Hunedoara. Ea a apărut ca o grevă spontană, dar știam de ea de două zile, că era pusă pe Facebook de acest lider de sindicat Iștoc, care mai făcuse o grevă și acum azi două săptămâni, în care a fost cu prefectul, la domnul ministru, au stabilit un calendar clar de implementare. Dintr-o dată, calea ferată care face legătura dintre Deva și Petroșani a intrat într-o revizie, într-o reparație și n-a putut cărbunele, garniturile de tren cu cărbune din Valea Jiului să vină la Mintia pentru 3 zile. Trebuie și calea ferată să fie reparată. Cei de la Mintia, conduși de Iștoc ca și lider de sindicat, în plină campanie electorală, îi fac grevă și atacă pe cine? Pe primarul Devei, pe mine nu, culmea, că eu nu candidez. Probabil că peste două luni, când o să fie alegerile parlamentare, o să facă grevă din nou și o să mă atace pe mine. Dom'le, a intrat calea ferată în reparații. Aceeași grevă, aceleași revendicări, în urmă cu două săptămâni, au fost la Ministrul Economiei, au discutat, au stabilit ce e de făcut, toată lumea a fost mulțumită. Păi între timp s-au nemulțumit din nou. Da, și se cred că se vor nemulțumi de fiecare dată doar politic. Bun. Și eu spun foarte clar și apăsat, că această grevă spontană nu e spontană și e politică mai mult. Păi cum să fie spontană când sâmbătă sau vineri citeam pe Facebook-ul domnului Iștoc că se pregătește de grevă? Ah. Spune că e prea la dumnealui ardere spontană asta sau spontaneitatea durează, domnule, mai greu, să, e în timp. Să spun, atâția lideri de sindicat falși am văzut, încât ajung să spun lucrurilor pe nume, indiferent de repercusiunile și indiferent de ce vor spune ei la adresa mea. Încercați să-mi spuneți că domnul Iștoc este un lider fals? Este un om fals. În momentul în care faci o grevă, te duci la Ministrul Economiei, stabilești cum îți rezolvi revendicările pe care le ai pentru oameni, așa, și tu după două săptămâni deja începi să faci altceva. Știți că tot la presiunile domnului Iștoc, întreg mecanismul de reorganizare a complexului energetic din Valea Jiului, complexul energetic Hunedoara, s-au
decalat termenul, pentru că în faza inițială se vreau trei grupuri să funcționeze la Mintia și Mintia să fie preluată de către Municipalitatea Deva, lucru pe care domnul primar și-l dorea. Acest domniștoc s-a luptat, a făcut scandal, a făcut greve, să fie preluate 5, 4 sau 5. A acceptat domnul ministru să fie preluate 4, chiar dacă el funcționează doar un grup, atenție. Așa. Un grup funcționează. Vrea 4, nu știu de ce, s-a acceptat. Dacă lăsa 3, cum a fost varianta inițială care s-a lucrat de 6 luni de zile, în săptămâna viitoare putea să se aprobe în guvern planul de reorganizare, să se înființeze noua societate care se va numi Complexul Energetic Valea Jiului, care să aibă Paroșenul și Minele, să se înființeze noua societate, adică Mintia, să devină separată, să fie preluată în administrare de către Primăria Deva, pentru că furnizează apă caldă și agent termic municipiului Deva, și să încercăm să repunem pe linia de plutire. Nu, mai facem o grevă, mai cerem un grup și după două săptămâni tu faci grevă. No. Ce pot eu să înțeleg din asta? Ce vreți? Nu, ceea ce am spus. Este un joc politic a acestui lider de sindicat. Domnule Heiuș, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Vă mai aștept și altă dată și vă doresc succes. Mulțumesc frumos. Stimați telespectatori, Lucian Heiuș, deputat PNL de Hunedoara, a fost invitat la Fotoliul cu Ghimbi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Sunt Adrian Simeon, rămâneți în continuare alături de noi. Numai bine!